Da, da, Robert. Salut, Nico, Robert sunt. Salut, Robert. Apropo, vezi că s-a autopropus Robert Niță mai devreme. A zis că dacă, dacă luați titlul la anul, vrea să fie șoferul tău, să-ți spele mașina, să-ți ducă mapa un an de zile. A zis că asta face. Gratis. Gratis, auzi. Bine, ei au înțeleg din râsul tău neurmat de ceva că nu-l vrei, nici așa că nu-l vrei pe Robert Niță. Care șofer? Nico, au înțeles ei greșit, eu de fapt președinte vreau. Așa, Robert. Nico, tu spui foarte bine ceea ce spui, dar te contrazic puțin pentru că tu niciodată, și indiferent de prestație, niciodată n-ai fi ieșit la un flash interview să spui că dacă nu te bagă antrenorul etapa viitoare, tu înțelegi și dai dreptate. Și tu înțelegi că ești băiat inteligent, ești într-o funcție de conducere acolo. Sunt convins că nu o să poți să intri prea abrupt în problemă pentru că ai spus și tu. Normal, doar că meciuri, ideea este că asta nu e mentalitate cu care să câștigi la anul campionatul. Păi gândește-te, Nico, când eram noi colegi, între ghilimele așa, aproape nici nu ne salutam pe holuri pe acolo când știai tu că joc eu și eu că joci tu. Sau bratu sau șumudică. Și acum vine, corect, am dreptate, Nico? Corect. Și vine un jucător reprezentativ pentru Rapid, nu din punct de vedere fotbalistic, din păcate, și spune așa, punându-și singur cenușe în cap, ca să pară el băiatul bun, da, domne, am greșit, îl înțeleg pe mister dacă nu mă bagă, mai bine că nu mă bagă, și așa mai departe. Păi unde e, mă? Ce mesaj transmiți? Păi ce mesaj, asta spun. Păi eu i-am întrebat-l pe Nico când i-am furat eu tricoul. Eu m-auzi? Mă, stai să stau și exclusiv. Ți-aduce aminte că ți-am furat tricoul cu singur împotriva tuturor? La un meci cu Craiova, să nu-l ia el pe dedesubt. I-a zis, lasă-mă că dau eu gol. M-am dus la Nasti, magazinerul, și i-am zis, dă-mă tricoul în coasă, îl duc lui Nico. Și mi-a dat la tricou și l-am luat pe mine, am luat tricou de joc, bă, și pe urmă și bluza de training, ca să nu-l găsească. Și până să înceapă meciul și au căutat amândoi, dar au nebunit tricou. Am dat gol, mi-a dat Nico pasă de gol cu Craiova lui Cârțu, cu un joc, cu ăla Guso în poartă sau unul în alt. Adna Guso, a făcut preluare Nico în partea stângă pe 23 august. Cum făcea el preluare în aer, viteză. În aer, cu papainoacele alea, cu picioarele alea lungi, așa o ia în aer, o oprește, dă centrare paralel cu linia porții și doar pulat și intră în poartă. Mi-am dat tricoul jos, galeria, idolul, Roberință, singur împotriva tuturor. Era tricoul lui Nico. Păi asta era între noi. Bravo. Mă, nu ți-e mă rușine să recunosc. Păi de ce vreau și președinte? Dar Nico, tu știai asta? Am aflat după, da. Aflat când a dat... Dar știi că după gol a aflat. Măcar a fost inspirat ca la gol. Da, da. La Rapid. Înțelegi ce spune Daniel, ce spune Robert? Normal. E vorba de concurență, de mentalitate, îl înțeleg, dar și cu Alex o să am o discuție, trebuie multe discuții. Da. Fii atent că eu știu și că umbli cu pastilele în buzunar și dacă vrei vin să te ajut, tot gratuit. Nu credeam vreodată, Robert, da? Uite. Știu. Bă, auzi, Daniele, bine, Daniel, prezidente, bine că te-am prins astăzi, că înțeleg că-s multe discuții. Are timp până la urmă. Ai program încărcat zilele astea, din câte înțelegem, nu? Ce să facem? O scoatem la capăt. Trebuie să ei, normal că, serios acum, chiar ați avut multe meciuri în care ați arătat, pentru mine asta a fost șocul că v-am văzut aseară, de aia am început și pentru mine a fost un șoc, pentru că nu v-am recunoscut, fiindcă ați avut multe partide nu bune, foarte bune, președinte. Știi? Adică chiar mi-a părut rău, pentru că spun ceva, îți dai seama ce ar fi însemnat Rapidul acolo în luptă sus, ar fi fost mai frumos pentru toată lumea. Normal.